Stimați colegi, eu am să fiu cât se poate de succint. Astăzi avem o misiune foarte responsabilă. Absolut toată lumea este alături de alte proiecte, un proiect foarte important în votarea bugetului în lectura a doua. Și în numele locuitorilor municipiului Chișinău, în numele cetățenilor care trăiesc aici, în suburbii, în raza orașului, rog suport pentru lectura a doua a bugetului. Repet, noi am avut consultări ample, mai mult de o lună. Marea majoritate a propunerilor, ca să nu zic practic toate propunerile care au parvenit din partea consilierilor, propunerile care au parvenit în cadrul sectoarelor, propunerile care au parvenit din suburbii, propunerile care au parvenit de la diferite organizații formale și neformale, grupuri, au fost incluse în bugetul pentru anul 2022. Eu vreau ca în aceste circumstanțe, poate să fie mai puțin pe zona politicului, pe zona populismului, oamenii așteaptă rezultate. Oamenii au obosit de vorbe, de vorbăraie, oamenii vor rezultate concrete. Și eu vă implor și vă rog foarte mult ca să dăm dovadă de maturitate în această privință, să lăsăm deoparte disputele politice. Viitorul orașului, rezultatele care urmează să fie furnizate, stau pe responsabilitatea noastră comună. Eu repet, vă implor să depolitizăm subiectul și să furnizăm rezultate pe care le așteaptă oamenii. În rest, pentru că sunt 17 alți vorbitori, că unii mai arată cu degetul la primărie referitor la transparență, democrație, ușile primăriei sunt deschise. Ușile preturii, unde se desfășoară ședințele Consiliului Municipal Chișinău, sunt deschise. Ori de câte ori ați venit, de atâtea ori, oricine, fie că este cetățean simplu, fie că este reprezentant a unei organizații, a putut să aibă cuvânt de la această tribună și să fie auzit atât de autorități, cât și de cetățeni. Eu mi-aș dori foarte mult ca asemenea mecanism să existe și în guvern, când cetățenii pot veni, 17, 18, 20, 25, cât vă înscriți de obicei, și să puteți să vă expuneți părerea în cadrul ședinței Guvernului sau a Legislativului Național. Dar cred că pentru cei care arată cu degetul la transparență și democrație, vă asigur că dacă vă duceți astăzi la Parlament și la Guvern, nu treceți nici măcar de bariera în care stă polițistul. Asta ca să facem diferență. Eu vă mulțumesc, aveți microfonul deschis, liber. Asta este metoda dumneavoastră, spre mare regret, de a, stimate coleg de la PAS, nu dați din mâinile astea, vă rog presa să-l filmeze, să-l arate la televizor. Pentru că, spre mare regret, una spuneți și alta faceți. Iar noi suntem axați pe ceea ce spunem să facem. De asta vă rog și vă invit încă o dată să aprobați bugetul. O zi frumoasă tuturor!